Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Ne revedem, iată, după o săptămână de zile, în perioada în care nu am putut face emisiunea, din cauza unei gripe teribile, se observă și acum, probabil, din glasul meu. Ne revedem pentru a dezbate împreună cu invitații mei din această seară cele mai importante proiecte de hotărâre adoptate de Consiliul Local Pașcani în ședința care a avut loc pe 28 februarie. În același context au fost prezentate și o serie de rapoarte extrem de interesante pentru municipiul Pașcani, dar care, din păcate, au fost trecute prea repede cu vederea, fără soluții, fără comentarii din partea aleșilor locali. Așadar, invitații mei din această seară sunt consilierii locali, doamna Gabriela Nedelcu, din partea PSD, bună seara, bine ați venit, și domnul Danu Ioan, din partea PPDD, bună seara, bine ați venit. Cei care au întrebări pentru invitații mei le pot adresa printr-un SMS la numărul de telefon 0766 800 644 sau pe adresa de messenger bit.tv@arondiahub.com. În cea de-a doua parte a emisiunii îl voi avea ca invitat pe domnul profesor Dumitru Cojocaru, cel care prin intermediul unei serii de articole publicate pe ziarul orizont.info vorbește despre asanarea morală a societății și a creat o dezbatere destul de largă cu comentarii din partea cititorilor. Bun. Haideți să discutăm despre principalele proiecte, hotărâri care au fost aprobate săptămâna trecută, unele cu un impact major asupra comunității. Aș începe discuția din această seară cu un raport extrem de important privind forța de muncă din Pașcani. În fiecare an, la începutul anului, instituțiile publice prezintă câte un raport de activitate. În cazul de față, raportul privind forța de muncă din Pașcani, practic, starea locurilor de muncă, numărul șomerilor, rata șomajului și așa mai departe. Document care însă nu a fost susținut de o persoană din partea instituției respective. Cred că este în premieră. Până acum venea de fiecare dată domnul Moisi sau altcineva, venea și prezenta un asemenea raport și mai ales răspundea la întrebările consilierilor. Este pentru prima dată când această instituție nu înțelege să vină în fața Consiliului Local. E adevărat, nu există raport de subordonare, dar având în vedere că trăim în același oraș, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă, de șomeri, de economie, de forță de muncă, ar fi trebuit, cred eu, să vină la această ședință dacă a fost invitată. Nu știu dacă a fost invitat cineva. Bun. Ceea ce am observat și cu mâhnire, aș spune, consilierii au luat tact de câteva cifre și câteva păreri, concluzii din partea domnului viceprimar, care a fost președinte de ședință, dar spuse în spațiu public pentru presă, așa, dar fără a se trage anumite concluzii și, nu știu, fără niciun fel de soluție. Adică, în fiecare an, la începutul anului, luăm act de faptul că avem mai mulți șomeri, că economia nu funcționează, că nu mai avem industrie și așa mai departe și ca și cum am fi resemnați și lipsiți de de soluții, nu spunem nimic, mergem înainte, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. De ce? Din ce motive? De ce avem o asemenea abordare? Asta nu pot să vă spun. Raportul, într-adevăr, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit susținut de cineva de la agenția din Pașcani. El a fost întocmit de către Iași și, practic, nu este o radiografie a ceea ce se întâmplă pe piața forței de muncă din Pașcani. Mie mi s-a părut un raport puțin cam superficial întocmit, un amalgam de cifre care fac referire mai mult la județul Iași și nu focalizat pe municipiul Pașcani. Și o singură cifră despre Pașcani. Avem analiza comparativă cu numărul de șomeri în acest an, care a fluctuat, a variat în jur de la 720 în aprilie și a ajuns cel mai mult în octombrie, parcă la 853 de persoane. Îi spun că rata șomajului nu se calculează pentru municipii și orașe, conform
Institutului Național de Statistică se calculează doar la nivel de județ. Dar eu cred că dacă raportul era întocmit în colaborare cel puțin cu agenția noastră locală, el putea cuprinde date mult mai concludente și mult mai reale. Eu cred că la modul real numărul de șomeri din Pașcani este mult mai mare. Îmi fac referire la acești 850 de persoane ca fiind și șomeri înregistrați și cei înregistrați dar care au ieșit din plată, dar nu știu dacă există cumva o situație, o radiografie pe cât posibil exactă, câți șomeri cu adevărat sunt. Nu cei, numai cei înregistrați. Deci este o necunoscută pentru administrație care este rata șomajului cea reală în municipiul Pașcani. Bun. Și cu toate astea, repet, nimeni nu a avut nimic de comentat, de completat, de, nu știu, de a veni cu o soluție pentru îmbunătățirea situației. Bun. După cum observă și cetățenii de 23 de ani, nivelul nostru de trai și locuri de muncă și tot așa mai departe, nu sunt la nivelul așteptărilor. Ținând cont că guvernarea asta, sau cum să-i spun eu, USL, mă rog, nici nu știu ce este, e ceva acolo, na, care e amestecat, așa? Au mai fost la guvernare, nu s-a întâmplat nimic, ca doamna Nedelcu ne poate spune, a fost deputat, nu știu în ce perioadă ați fost dumneavoastră atunci, dar ideea este, apariția locurilor de muncă nu o face primăria. Primăria poate să faciliteze apariția locurilor de muncă. Locurile de muncă țin de programele de guvernare. Ori se vede, USL-ul a venit la guvernare cu două obiective. Unu, deci s-a făcut USL pentru să ajungă la putere. Doi, să-l dea jos pe Băsescu. Ori astea nu fac loc de muncă, nu fac nimica. Locurile de muncă la ora actuală în România sunt o bombă cu ceas. O să vedeți la Olchim ce o să întâmplă. Dar haideți să ajungem la Pașcani. Vreau și să intervin, domnul Dan. Eu cred că am depășit etapa campaniei electorale, eu așa o văd în campanie electorală. Vedeți situația în ansamblu. Vedeți situația în ansamblu, cred că ar trebui să ne aplicăm. Păi, asta este un raport, noi trebuie să discutăm. Ar trebui să ne aplicăm fără abordări de genul politicianismului vis-a-vis de situația socială din Pașcani, pentru că într-adevăr, avem datoria în calitate de consilieri locali să facem ceva, dar în primul și în primul rând este foarte important să cunoaștem situația reală privitor la numărul șomerilor. De asemenea, este foarte important ceea ce spunea și colegul meu, ca și consilier local, ca și administrație publică locală, să asigurăm poate niște facilități unor întreprinzători, ceea ce este destul de greu. Și, de asemenea, mi-ar fi plăcut și poate ar fi fost foarte interesant dacă agenția locală ar fi prezentat oferta de formare, de recalificare. Pentru că, în rândul șomerilor pășcăneni, foarte mulți au meserii care acum nu se mai caută pe piața locală a forței de muncă. Și atunci ar trebui venit în ajutorul lor cu programe de reconversie profesională adaptate specificului local. Am înțeles. Deci astea au mai fost programe. De astea nu s-a întâmplat nimic și mergem mai departe. Bun. Însă, ceea ce nu am înțeles eu, de ce consilierii nu au un dialog prealabil cu oamenii de afaceri? Ca să înțeleagă care este dimensiunea ratei șomajului și, nu știu, dacă vor crea noi locuri de muncă sau nu pe parcursul acestui an, pe de o parte, pe de altă parte, de ce nimeni nu este interesat și nu-și pune întrebarea? Doamne, ce se întâmplă în Pașcani? De rata șomajului este în continuă creștere. Ce se întâmplă în Pașcani? De e simplu, economia. Din 4.000 de societăți au rămas 1.600. Bun. Unde și care sunt cauzele? Păi, de o părerea mea, acum, na. De exemplu, au venit Kaufland. Au dispărut o serie de societăți de pe piață. Asta este clar. Dar au înființat locuri de muncă. Câte?
Bun, și soluții, pentru că dumneavoastră nu mai sunteți un cetățean simplu acum. Sunteți deci consilier local și aveți obligații suplimentare, aș spune, față de comunitate, față de cei care v-au ales. Deci noi nu putem înființa o societate. Ce putem face? Bun, mergeți din extrem în extrem. Eu nu v-am spus să faceți deci societăți. Consiliul local nu poate face lucrul deci ăsta, dar putem doar facilita. Ca să facilităm, trebuie să vină investitori. Nu la ei de aici vin scolă. Asta nu este investiție. Credeți că dacă stați pe scaun în Consiliul Local în ședință, vin investitorii, se îngrămădesc să intre în Pașcani și vin și vă spun, doamne, vrem să investim la Pașcani, vă rog să ne primiți, chiar considerați că se va întâmpla lucrul ăsta? Păi eu ca consilier pot să mă duc în Norvegia să leg o relație de prietenie cu un oraș de acolo sau știu eu cu altceva, păi cine în calitate de consilier local? Pe cine vă oprește? Da, pot să mă duc, ce credibilitatea mea acolo? Păi, credibilitatea voi nu aveți un primar acolo? Păi el este reprezentantul nostru. Păi nu știu, faceți o echipă, o propunere, o delegație. Adică trebuie să mișcați, să ieșiți din Pașcan. Nu se poate. Lumea se uită la televizor, bani, vă spun, din ce în ce mai puțin sunt în Pașcani, resurse. Deci, uitați-vă, în același timp majorați tot felul de taxe și impozite, de majorări la utilități. Asta e politica USR. Asta păi, deci prima guvernare, nu este politica USL-ului de ridicare și majorarea, numai o secundă, că nu e politica USL-ului de majorarea taxelor și impozitelor. A fost nevoie de această majorare. De ce nu s-a spus în campanie despre majorările? Deci eu v-am spus, aș dori să depășim etapa campaniei electorale, mai bine să ne aplecăm cu adevărat asupra problemelor reale care sunt în Pașcani. Ce s-a promis și ce să face? În campanie nu s-a promis majorarea taxe și impozite, de exemplu. Prima ordonanță de guvern din anul ăsta a fost pentru majorarea taxe și impozite, care au luat-o și aceea și au bălbăit-o. Deci, se vede clar, după un an de zile de guvernare USL, care ar fi trebuit pe 9 decembrie să pornească la cheie, au bălbăit-o. Nu mers. Eu nu vreau și să vă dau contraargumentele pentru care însemna chiar să începem campanie electorală. Bun, haideți să discutăm despre al doilea subiect important. S-a discutat despre cantina socială. O problemă importantă pentru comunitate. Cantina care funcționează de ani de bun de zile fără să aibă autorizație de funcționare și totuși funcționează. Partea bună este că s-a majorat acea locație pentru hrană cu 2 lei. Sperăm ca directorul de acolo să aibă capacitatea de a atrage banii, pentru că anul trecut înțeleg că n-a reușit să facă lucrul ăsta. Bun, dar de ce nu reușim să facem investițiile minime necesare acolo pentru ca această unitate să funcționeze conform legislației și calitatea serviciilor de acolo să fie garantată? Problema este foarte veche la cantina de ajutor social. Din păcate, ea funcționează într-o locație, într-o clădire veche, după cum știți. Nu se poate asigura un flux conform normelor în vigoare a alimentelor și de aceea nu are autorizație sanitară de funcționare. Mie îmi pare rău și eu revin și repet și spun, nu apelăm la o soluție facilă într-un fel și în vederea rezolvării problemelor de genul acesta, și anume accesarea fondurilor europene. Au fost deschise acum, nu știu, să vedem ce urmează, au fost deschise foarte multe linii de finanțare pe această componentă socială și poate că departamentul sau serviciul de proiecte din cadrul primăriei ar fi trebuit să facă un listing cu tot ce înseamnă componentă socială, de exemplu, cum a fost și PID-ul, putea intra în PID, cantina de ajutor social, da, probabil, și a intrat centrul de... Dar nu este al nostru, da? Deci trebuie făcut o listă a priorităților și cu foarte mare atenție căutate liniile de finanțare, să vedem care se vor deschide, pentru că numai pe bugetul local, care este un buget total insuficient, nu se pot realiza lucrurile acestea mari. Bun, dar până atunci, domnule consilier... Deci mereu s-a spus, deci nu sunt bani, nu sunt bani. Mă rog, în ultima ședință de Consiliu am vorbit cu domnul Miron. Eu acum am aflat, nu știu de când funcționează, de când este, nici nu are autorizație de funcționare. Să căutăm o locație și să se încadreze în standardul care este de funcționare. Nu are nici măcar un bucătar.
Tot acum am a fost, a ieșit la pensie, parcă, sau nu știu ce s-a întâmplat. Și cineva ce mâncare acolo? Are ajutor de bucătar, deci nu bucătar șef, cum ar veni. Înțeles. Bun, dar și la acest punct, pentru că revenim la tema emisiunii, Consiliul Local pare să fie o fabrică de vorbe goale. A trecut acest proiect de hotărâre, evident cu majorarea care a fost supusă aprobării, însă fără o soluție în ceea ce privește investițiile care sunt necesare acolo. Adică închidem ochii de fiecare deci, dată la probleme majore. Noi, care în cadrul comisiei rezolvate. În care funcționăm împreună, am avut o discuție mai largă cu domnul director și ne-am propus întreaga comisie să analizăm variantele posibile la nivelul municipiului nostru de cantine sau clădiri care s-ar preta pentru o bună amenajare. Ca un prim pas. Primul pas e locația. Trebuie locație, exact locație, asta spun sigur. Și eu. Bun, și ca orizont de timp, când estimați că poate fi rezolvată problema Domnul asta? Miron, deci dumnealui a propus mai multe puncte. Să vină cu... Știți de când propune domnul Miron mai multe puncte? N-aș putea să de ani de zile, în fiecare primăvară, discutăm buget, cantină socială, lipsa autorizației funcționare, e așa un fel de calendar de teme care revine odată la un an de zile. Teme care nu au fost rezolvate niciodată. Se ocupă de serviciul respectiv, adică are niște atribuțiuni în sensul ăsta. Deci eu, ca consilier local, să mă apuc să caut spații, ce să fac? Păi, nu știu, dumneavoastră ce vreți să faceți în calitate păi, de consilier? Păi să vină domnul director să spună, domnule, uite, am găsit locația cu tare. Este bună? Mergem, întrebăm și noi mai departe. Unele sunt bune, unele nu sunt bune. Dar nu chiar credeți că ar trebui să căutați mai degrabă în actele primăriei? De ce îl trimiteți pe om la plimbare? Căutați în actele primăriei, pentru că nu e vorba de un act. Căutăm în actele primăriei, dacă primăria are, nu știu, ascunse pe undeva clădiri care corespund standardelor? Nu. Și nu. Variantele propuse de domnul director n-au fost fezabile pentru că marea majoritate sunt proprietăți particulare, deci nu sunt în administrarea sau în patrimoniul Consiliului Local. Pot propune să mut cantina socială în blocul de alături? Sunt chestiuni absurde. Nu putem, evident că nu putem face lucrul ăsta. Trebuie găsite alte soluții, dar de ce nu renovăm acolo? Nu-i problema de renovare, este problema de circuitul alimentelor. Deci sunt niște chestiuni tehnice. Trebuie redimensionată. Exact, acolo trebuie reconstruit, eventual anexat și reconstrucție, practic, ar trebui acolo. Am înțeles. Bun, dar aveți idee ca orizont de timp când poate fi rezolvată această problemă și dacă va fi o prioritate în acest an pe buget, pe lista de investiții? După câte știu eu, în momentul în care avem investiții începute și nefinalizate, nu ne dă voie legiuitorul să introducem investiții noi. Deci va fi un capitol greu de rezolvat în acest an, dar încă o dată repet, să vedem ce linii de finanțare vor deschide cei de la Uniunea Europeană pentru perioada următoare. Eu una sunt interesată pentru că îmi place să lucrez pe proiecte și lucrez la școală și chiar mi-am propus cu mare atenție în momentul în care sesizez ceva care ține de autoritatea locală și ar putea primăria noastră să acceseze, să dau informația colegilor și poate reușim să facem un proiect. Bun, un alt proiect interesant și care cred eu că va cântări foarte mult în rândul pășcănenilor, așa cum a cântărit și cel cu majorarea prețului la căldură, este majorarea prețului la salubritate cu peste 40%. Era necesară o asemenea majorare și dacă nu, care erau soluțiile alternative? Ținând cont de conjunctura în care își desfășoară activitatea, societatea, din cifrele care s-au prezentat acolo de domnul Dumea, era necesar. Deci acum considerăm că 2 lei nu este o sumă extraordinară. Eu am fost împotrivă la majorarea prețului la căldură, care a fost de milioane. Dar pentru 2 lei, dacă dumneavoastră veniți în casă la mine și vedeți mizerie, nu spuneți că sunt sărac. Spuneți că sunt lipsit de bun simț, nu sunt civilizat și alte chestii de genul ăsta. Asta era. Deci pentru 2 lei nu cred că a fost... Dar nu credeți că ar putea fi picătura care a umplut paharul? La ce anume? Păi la ceea ce se întâmplă pe așa. Credeți că oamenii mai pot suporta
și această majorare? Majorarea s-a impus, din câte am înțeles eu, din expunerea de motive. S-a generat-o faptul că, în primul rând, erau în pierdere, deci atât cât se plătea, nu acopereau cheltuielile de funcționare a societății. Doi, baza materială, dotările, doar știți, mașinile care se ridică gunoi sunt într-un număr insuficient, se urmărește aducerea pe o linie de plutire a societății, astfel încât să acceseze fonduri, împrumuturi pentru achiziționarea de mașini moderne, să avem un oraș curat și modern. Dar când am avut discuțiile vis-a-vis de majorare, am transmis și în același timp și solicitarea către instituția respectivă să intensifice încheierea de contracte cu toți agenții economici și toate persoanele. Baza de colectare. Da. Să mărească baza de colectare, eventual chiar taxa de salubritate să fie preluată de către administrația locală. Aici ați spus punctul pe ei. Nu era suficientă introducerea acestei taxe de salubritate? Am discutat și noi în cadrul partidului la noi despre acest aspect. Deci, în primul rând, pentru că ea funcționează ca o societate, nu poți să o bagi la taxe locale. De ce nu? Alte orașe au făcut-o. E societate. Alte orașe societatea au făcut-o. Societatea are un statut, la taxe locale este alt statut. Deci, din punctul ăsta de vedere... O taxă specială... Bon, dar, alte orașe, repet, au făcut-o. Deci, de exemplu, în București, la început a fost taxă locală. După care, bine că și orașul fiind mai mare, sunt 4 firme de salubritate. Apare concurența. Normal, fiecare caută să-și strângă un portofoliu de clienți. Este clar că este altceva. Pașcaniu fiind mic, și eu sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui băgată ca taxă locală. În condițiile astea, să scadă cuantumul ei, de exemplu, dacă acum este 6-7 lei, să facă 4 lei. Și să o plătească toată lumea. O dată pe an. Și plătește toată lumea. Exact. Cash flow-ul societății se va revigora din încasările de la societăți. Și totuși ați votat o altă soluție. Cea de majorare și nu cea privind taxa de salubritate. Păi, dar pe mine cine mă bag în seamă? V-au băgat aia care înseamnă cei care își vă doamne să fie locat. Doamna Axinte a spus... Păi cine și... Eu nu înțeleg, sunt puțin uimit. Cine vă oprește să vorbiți cu Consiliul Local? Bun, vă portați de părtați fie în afara Consiliului Local. Deci să fac valuri într-un pahar cu apă... Păi de ce să nu faceți? Am făcut. Și ce s-a întâmplat? Păi faceți deci, la căldură. La căldură. În comisia noastră proiectul a picat. Da? Când au ajuns pe masă în Consiliu, s-a zis... Dom'le, avizul la comisie nefavorabil. Lasă, că este consultativ. Și ce cum mai departe? Să înțeleg că ați renunțat să mai faceți opoziție. Deci, opoziție la ce să fac? Deci nu este opoziție în Pașcani. Nu știu la ce mai veniți deci, în Consiliul Local, că tot înțeleg. Deci opoziție nu este. Păi nu este. Păi dacă sunt 11 consilieri PSD cu 4 PNL... Lăsați-i, ei sunt la putere, da? Deci cu 4 PNL sunt 15. De ce numărați pe ei? Da. Sunt la putere. Cine e în opoziție? Așa. Cine este în opoziție? Păi cine să fie? Păi, deci noi și PDL-ul. PDL-ul, așa. PDL-ul văd că domnul Ioniță mai... Dânsul are alte experiențe. Ținându-se că noi suntem la primul dar mandat... Dar pe PDD-ul să înțeleg că s-a dat bătut sau cum? Nu. Nu. Deci, în primul rând, sunt niște proceduri care noi, într-adevăr, nu le stăpânim. De asta se spunea la noi în cadrul partidului, era bine, cei care candidează pentru funcții de consilier sau senator sau deputat sau ce o fie acolo, să facă niște cursuri de administrație. Vă dați seama ce ar fi însemnat să ajungă primar candidatul dumneavoastră? Luam deci, un mandat între ca să deci, citească noi nu am făcut politică niciodată. Deci, acum vorbim de administrație. Deci, asta era soluția noastră. Deci, toți care candidează să urmeze niște cursuri de administrație publică. Am înțeles. Bun. O altă chestiune care a stârnit diferite reacții și unele chiar neplăcute. Consiliul Local a aprobat scutirea de penalități și unele foarte, foarte mari pentru cei care locuiesc la blocurile ANL.
așa se consideră că sunt un fel de privilegiat sau o categorie privilegiată, având în vedere că au beneficiat de aceste locuințe cu titlul gratuit. Și iată că după ani de zile de locuit, cei care nu și-au achitat la timp sau nu și-au achitat deloc chiriile, acum sunt scutiți de penalități și avem un caz de exemplu, este un avocat care avea penalități de 440 de milioane de lei. Vă dați seama, probabil n-a achitat niciodată nimic. Ce explicație aveți pentru cei care se uită la televizor? Cum de această categorie de persoane poate beneficia de astfel de scutiri destul de mari? Și, de exemplu, în alte cazuri, RGCL, utilități, finanțe și așa mai departe, alți cetățeni, poate chiar mai puțin bogați, oameni care nu au sau sunt la limita sărăciei, nu beneficiază de astfel de facilități. De ce Consiliul Local folosește două unități de măsură? Eu vă dau cazul la un singur chiriaș de acolo. Chiriașul respectiv a vrut să cumpere apartamentul. O plătit un avans către RGCL. Bun, dezgropăm acum. Deci, vă dau un caz, vă dau o speță. Am înțeles. Bun, da. El nu mai lua niciun ban înapoi. Omul de bună credință, după care ANL-urile au trecut de la RGCL la Consiliul Local, nu i-au mai fost recunoscute sumele respective, nu au vrut să îl vândă, omul nu mai plătit și tot așa. Sunt contracte de închiriere, se taie o factură, dumneavoastră știți foarte bine, vorbim de închiriere, respectiv. Nu discutăm și e un singur caz, unul sau două. Deci eu vă spun unul care îl cunosc, de ce să spun că domnul Cărăbuș, nu generalizați. Nu știu speța dumnealui. Nu generalizați. De ce să vorbesc pe de rost? Păi că ați vorbit, ați votat, domnule consilier. Puteți avea o explicație pentru cei care se uită la televizor? De ce ați votat scutirea de penalități? Păi sincer, normalitate. Deci, să pun o dată, deci, au fost care au avut datorii către RGCL. Nu știu exact despre unde, ce și cum. Dar, domnule, acum sunt la Consiliul Local, uite, pleacă de la zero și cu asta basta. Și cei care au datorii, penalități, păi, alte mii de oameni pașcani, ei când vor intra în normalitate după tiparul dumneavoastră? Deci acolo, dacă mi-aduc aminte bine, este problema de litigiu vis-a-vis de... E un caz sau două cazuri, ceva de genul ăsta? Sunt câteva cazuri. Din câte am înțeles eu, ei au dat în judecată la un moment dat și sunt în proces vis-a-vis cui aparține blocul, dacă aparține ANL-ului sau Consiliului Local. Știu foarte bine speța pentru că a fost și obiectul unei interpelări pe care am făcut-o când eram parlamentar. În momentul în care au început demersurile, ei n-au mai plătit pentru că au considerat că nu trebuie să plătească nefiind bloc ANL, fiind pe cealaltă lege proprietari. Li s-a dat această facilitate pentru a-și achita la zi, tocmai considerându-se că s-a întâmplat ceva cumva neclar acolo. Aici vă dau dreptate. Îi dau dreptate domnului consilier, dar sunt câteva cazuri. Lista, în schimb, are 40 ceva de poziții. Deci eu am impresia că toți sunt litigiu. Toți sunt în aceeași situație. Și din cauza asta, deci nu și-au mai plătit. Deci nu aș putea să vă spun exact, dar... Ca să ai 440 de milioane de lei penalități, înseamnă să nu fi plătit niciodată. De asta v-am și spus. Deci eu nu pot să fac apreciere asupra unui om să zic că, domnule, ești un hoț, ce să-i zic? Dar deci n-am spus lucrul ăsta, nu? Eu cer să înțeleg mecanismele pe care le-ați avut în vedere când ați luat o asemenea decizie. Bun, eu acum am venit, am zis, hai să plecăm de la zero. Nu? Dacă eu am văzut una dintre hotărârile judecătorești prin care spuneau la un moment dat că mai spre final, că apartamentele nu sunt în administrația ANL-ului, cu toate că eu știu că au fost date în administrația ANL-ului, atunci, dacă devine Consiliul Local proprietar al blocului, banii rămân la bugetul local, din vânzarea, rezultați din vânzarea lor. Dacă blocul aparține ANL-ului, banii se duc în ANL. Nu înțeleg ceea ce vreți să spuneți. Sunt contracte de închiriere.
Locatarul trebuie să plătească o chirie pe care nu a achitat-o. S-au calculat penalități, acum au fost scutiți de penalități. Sunt asemenea cazuri și la RGCL. Cunosc caz de acum câțiva ani de zile a unui bătrân care n-a avut banii necesari, poate nici interesul de a-și cumpăra apartamentul așa cum se întâmpla în anii 90-91. Și pentru o datorie la chirie sau la utilități de 4.000 și ceva de lei, a fost scos afară din apartament. Știu. Deci acolo... A fost un cojocală. Acolo, deci, acel bătrân în care nu putea să se apere, a fost scos, iar... Haideți să punem un pic. Deci, ați luat un punct de vedere la chiriași care sunt la ANL? Deci să mergeți să luați un interviu la 1, 2, 3, 5 care sunt acolo. În ce sens? Să-l auzim și noi un punct de vedere. Dom'le, de ce nu ai vrut să plătești? Nu. Și eu să vă explice de ce. Ce s-a de întâmplat? De ce? Spuneți-mi. Sunt mai multe cauze, deci n-aș putea să vi le spun eu acum pe toate. Deci eu am zis cel mai bine. Luați un punct de vedere de la ei și o să vă lămurească. Domnul Cosin, eu nu fac anchetă de ce n-au plătit. Nu asta e tema discuției. Pe ce considerente dumneavoastră ați votat? Și de ce aplicați această măsură doar în acest caz și nu și în alte cazuri? Pentru că mai sunt cazuri de genul ăsta. Poate chiar mai grave, vă spun sincer. Celelalte apartamente sunt proprietate. Deci nu este numai la apartamente, și la taxe și impozite, și la utilități, pentru că se calculează penalități și așa mai departe. S-au mai dat facilități și în acest sens. Și eu sunt de acord a se da facilități acolo unde se poate și este legal. Și punctul meu personal de vedere, nu consider că este corect să stai într-un apartament ani de zile și să nu plătești chiria, indiferent că blocul aparține cuiva, ANL-ului sau Consiliului Local, indiferent dacă tu ești într-un litigiu cu cineva sau nu. În moment ce ești și locuiești acolo, ai această obligație contractuală de a-ți plăti chiria. Bun. Vom vedea. Am fost rugat să vă pun această întrebare și pe bună dreptate. Pe bună unii comentează mai ales că se știe foarte bine că acolo locuiesc, nu tocmai oamenii săraci. Din acest motiv sunt foarte multe semne de întrebare. Ultima chestiune care vreau să discut cu dumneavoastră este acel raport de activitate și programul de activități pentru anul în curs la Casa de Cultură. Un raport extrem de ciudat din punctul meu de vedere. Un dialog... mai ciudat între doamna directoare și un consilier local. Îndrăznesc să spun că domnul Ioniță a fost pus la punct de doamna directoare oarecum, pentru că a îndrăznit să pună întrebări incomode. De asemenea, au fost cele două proiecte, au fost rapid aprobate, deși sunt foarte multe semne de întrebare în legătură cu parcursul cultural care urmează să aibă loc pe parcursul acestui an. De ce Consiliul Local, de ce aleșii locali, primăria, închid ochii la astfel de derapaje? Pașcanul nu merită mai mult din punct de vedere cultural. De ce Casa de Cultură s-a transformat în Clubul Copiilor? Clubul Copiilor, nu știu, o anexă a Casei de Cultură, așa, și activitățile școlare se desfășoară mai degrabă la Casa de Cultură, iar Casa de Cultură, așa cum sunt în alte orașe, nu face ceea ce trebuie. Nu face spectacole, cinematograful s-a desființat și nimeni nu mai vrea să vorbească despre această chestiune. E clar, în condițiile în care internetul, știe toată lumea, așa, filme de pe internet, nu se mai duce la cinematograf. E opinia dumneavoastră, eu aș vrea să mă uit la cinematograf. Sunt, uitați, moluri la Iași sau știu unde, mai au clienți. Nu mă trimis la Iași, nu am ales un consilier de la Iași, vreau să mă uit la Pașcan. Deci, mai au clienți. Altă dotare, altă design, altele, mă rog. Bun, cu filmul este clar. Deci nu o să meargă aici de la Pașcani. De ce să nu meargă? Domnule consilier, am publicat o știre acum 9 săptămâni de zile, primăria Târgu Frumos. Fac investiții într-un cinematograf 3D la Târgu Frumos. Ei, 3D, ești un altfel. Bun, da, Târgu Frumos, comparabil cu Pașcani. Ei pot, noi nu putem. La ei va merge, la noi nu merge. Dar s-a încercat, nu a mers. Cauzele. Băi, eu nu eram atunci să stau să începe. Nu se merită să analizăm și să găsim deci, o soluție. Dacă nu plătești, nu au spectatori. Că asta, până la urmă, la spectatori. E ușor, e ușor și cred că e cea mai mare problemă să vii să spui că, doamne, nu vin, sunt incult, sunt proști. Pașcan e un oraș muncitoresc, nu putem să facem activități de anvergură. De ce interpretați nu, așa? Nu, asta este ceea ce se lasă deci să se înțeleagă. A fost. Deci, cinematograful s-a închis din lipsă de spectatori. Deci s-a încercat.
Vă rog. În cadrul ședinței comisiei noastre, noi am discutat, chiar și am dezbătut foarte atent și raportul și programul de activități depus și mai ales eu făcând parte și din Consiliul de Administrație al Casei de Cultură. În Consiliul de Administrație am avut discuții și mai aprinse. Da, într-adevăr, și noi am zis că nu suntem mulțumiți de calitatea și de consistența, mai bine spus, a ceea ce se întâmplă în Casa de Cultură. Am analizat factorii care au dus spre această situație. Știm că se motivează de fiecare dată că nu sunt bani. Bugetul propriu al Casei de Cultură este total insuficient. Părerea mea este următoarea. În calitate de decidenți locali cum suntem, avem un mare rol în a educa și a promova valoarea și cultura. Domnul coleg consilier spune că nu vin, sau doamna directoare spune nu vine trupa de teatru pentru că nu sunt spectatori și se anulează. Indiferent, noi avem aici, avem noi datoria, trebuie să subvenționăm. Bun, am înțeles că biletul la nu știu ce teatru celebru, să zicem, ajunge la 100 de roni, un milion vei. Ar trebui Consiliul Local să acorde subvenție. Deci noi acum suntem în momentul în care trebuie să educăm tânăra generație în spiritul culturii, a tradiției și a valorilor. Ne investind în cultură este o mare, mare greșeală. Programul de activități pe care l-am aprobat, dar cu anumite amendamente care au fost și înscrise în procesul verbal. Am recomandat directorului Casei de Cultură și la o, adică exact Consiliul de Administrație are un rol foarte important aici, să lărgească paleta de activități. Cum ați spus și dumneavoastră, Casa de Cultură nu este numai a școlarilor și a preșcolarilor, că mai marea majoritate ei sunt cei care intră acolo în acest institut, în această instituție de cultură. Trebuie să-și lărgească, deci, și gama de activități, dar și grupul țintă căruia se adresează. Activitățile propuse pe mine nu mă mulțumesc. Vă spun, bun, la modul foarte sincer. Uitați, înțeles, sunt o parte din astea activități. Astea sunt o parte. Mai pot face astea, pe parcurs. Nu e așa? O parte din activități. Astea sunt cele publice și celelalte, care e cealaltă parte? De exemplu, un spectacol. Să invite un, de exemplu, Daniel Iordăchioaie. Bun, dar nu înțeleg. Exact, chestiune importante sunt trecute la diverse. Dacă pică un spectacol de genul ăsta, îl facem, ceva de genul ăsta. Din întâmplare. N-am vine un actor la Pașcani. Cum? N-am nicio combinație. Nu e vorba de nicio, nici nu mă suspectez de așa ceva. Dar uitați-vă, programul estival, 15 iunie, 31 august. Sunt trei chestiuni trecute aici, câte una în fiecare lună. Pe luna iulie, bine, credinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, sărbătoarea creștinătății ortodoxe, slujbă de pomenire și program artistic. Și s-a terminat luna iulie. Și se plătesc salarii de 100 și ceva de milioane, poate chiar mai mult pe lună, da? Apoi, iulie, trece la luna iulie. Ziua Națională a Statelor Unite. Filme, documentare și seară de muzică country. Trecem la luna august. La fel, Ziua Națională a Franței, filme, documentare și artistice. Adică nu face nimic toată vara. Este exact programul pe care îl au școlile. Da? În timpul verii este vacanță. Doamna preotul ia vacanță în timpul verii. Păi exact în perioada în care activitățile ar trebui să fie mult mai accentuate. Nu? Pentru că lumea, tinerii sunt acasă, se întorc, nu mai sunt la școală sau la facultate și ar participa la astfel de activități. Bun, ați votat un asemenea? Am votat cu amendamentele pe care vi le-am spus. Dar l-ați aprobat altele, în Consiliul de Administrație. Și altele amendamente care le-am și soluții pe care le-am propus, plecând de la constatarea că există o foarte slabă mediatizare a evenimentelor care se intenționează să se deruleze în Casa de Cultură, i-am spus doamnei director cu cel puțin o lună în momentul în care organizează spectacole să fie puternic mediatizate, pentru că eu vă spun sincer, sunt multe activități
poate, nu știu cât amploare de mari au fost ele, care s-au derulat în Casa de Cultură în Amșuriele. Cu toate că citesc, adică citesc în presă că au fost activitate. Eu n-am știut anterior că se va desfășura. Și aici e o întreagă discuție. Multe activități sunt declarate că au avut loc. Sunt declarate că au avut loc. Apoi, dacă le pui în cursul săptămânii și la ore la care nu pot participa cei care muncesc, normal că nu ai public. Însă, părerea mea este că nou Consiliul de Administrație ar trebui să-și dea demisia pentru faptul că a aprobat un asemenea program. Mi se pare incalificabil, intolerabil. Nu se poate să oameni din Pașcani, oameni de cultură, oameni care cunosc foarte bine realitatea locală, să voteze așa ceva. Nu înțeleg cum s-a putut face lucrul ăsta. Dacă luăm în comparație alte programe, sunt convins, din târgu, de unde vreți dumneavoastră, sunt convins că veți observa diferențe imense. Eu vă asigur că în perioada următoare veți vedea o intensificare a activității în cadrul Consiliului, în cadrul Casei de Cultură. Noi, membrii Consiliului de Administrație, suntem foarte hotărâți, într-adevăr, să facem ceva acolo și Pașcaniu să aibă o instituție și un locaj de cultură adevărat. Dar să nu uităm și în acest sens, am făcut recomandare către administrația publică locală și numărul de personal angajat. Sunt 7 persoane. Este foarte greu. E greu, nu este ușor. Au posturi blocate, am vorbit să încercăm să vedem cum se pot debloca anumite posturi, astfel încât să existe și personalul calificat necesar derulării optimei activităților. Foarte pe scurt, ce ar trebui să facă Casa de Cultură, ce ar trebui să facă legislativul local, așa încât această situație să fie schimbată? Exact cum a spus și doamna Nedelcu. Deci asta am discutat în comisie, să încercăm o promovare mai bună a activităților de la Casa de Cultură și să susținem din Consiliul Local cu eventuale sponsorizări, să zicem subvenții. Așa. Asta subvenții. Înseamnă că la buget, care urmează să fie discutat cât de curând, veți pune deoparte, să zic așa, o sumă pentru subvenții? Încercăm. Încercăm. Să vedem. Bun. Și cu cinematograful? Nu știu, tehnica mai este, de exemplu, au fost achiziționate echipamente. Mă întrebați pe mine, de ce nu puneți întrebările astea înainte de a lua decizii? Întrebați-i pe ei. Deci cu ce deschideți o, nu știu, o ofertă, faceți o ofertă și sunt convins că vor veni. Haideți să facem altceva. Dumneavoastră aveți un site, puneți o întrebare acolo, cum s-au făcut sondaje în campanie, doriți cinematograf în oraș și să vedem ce zice lumea. Cunoașteți răspunsul, nu? Nu știu. Nu știu, vedem ce spune lumea. Toată lumea va spune că dorește cinematograf. Aveți sentimentul că nu? Eu nu am mai întâlnit pe nimeni care să-mi spune, domnule, vrem un cinematograf, sincer vă spun. Înseamnă că trăim în realități paralele. Domnule, sincer. Trăiesc în orașul ăsta. Mă întâlnesc cu lumea în fiecare zi. Nu dorește așa ceva. Vin, au acasă filme de care vrea și de care nu vrea. De carte de pe internet. Bun. Deci el este așa ca, nu știu cum să vă spun, cinematograful de sâmbătă și duminică, ca să zic, să ies cu prietena odată. Ori nu este suficient. Varianta cu cinematograful se poate reîncerca, cum ar fi externalizarea serviciului, cum s-a mai încercat odată. Există o variantă, dacă ar fi să fie, să vină cineva și cu o bună promovare, eu cred că ar putea supraviețui, nu se îmbogățește clar. Nu e vorba de îmbogățirea, vorba să scoate cheltuielile. Am înțeles, dar primăria exclude să-și asume o asemenea responsabilitate, nu? De a ține un cinematograf. Trebuie investiții în aparatură, în primul rând. Dar numai filmele cât costă? Deci nu se scot... Bun, dacă a reușit să facă asta un privat, niște tineri inimoși, și au reușit să o facă timp de ani de zile, primăria nu poate să facă lucrul ăsta? Se pare absurd. Se pare sincer absurd. Cu atât mai mult cu cât avem un exemplu pozitiv la Târgu Frumos. Se pare absurd. Să vedem cât o să țină așa acolo.
Cu alte cuvinte, să moară capra vecelului. Nu am zis așa ceva. Bun, mulțumesc pentru participare și vă doresc să faceți o poziție în Consiliul Local. Asta dacă nu cumva doriți să faceți parte și dumneavoastră din arcul puterii la Pașcani. Nu am ce să fac acolo. Eu am zis, ăsta este singurul partid în care intru și dacă o fi să se termine, se termină. Și cu asta basta. Am înțeles. Deci nu sunt traseist, noi combatem traseismul politic. Ați văzut, la noi deputați senatori care au ieșit, au început să plece câte unul și au venit câte doi înapoi. Deci s-a încercat, se poate. Bun. Deci, mulțumesc pentru participare. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne revedem cu domnul profesor Dumitru Cojocaru. Anunțuri prin SMS la BIT TV. Trimite un SMS la numărul 1330 pentru o zi de difuzare, preț 3 euro, număr valabil în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Trimite un SMS la 7550 pentru 7 zile de difuzare, preț 12 euro, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone. Mesajul trimis spre difuzare trebuie să conțină neapărat cuvântul BIT urmat de textul anunțului. Mesajul nu trebuie să depășească 160 de caractere, altfel va fi taxat suplimentar. El va fi difuzat pe videotextul BIT TV în maxim 24 de ore de la recepționare pe rețelele din Pașcani, Târgu Frumos, Cârlău, Iași pe RDS și în comunele din împrejurim până la granițele cu județele Suceava și Neamț, precum și pe ziarul orizont.info. Program videotext zilnic între orele 10 și 10, 18 și 22:09. Informațiile suplimentare privind difuzarea anunțului, fotografii, sugestii sau text suplimentar pentru anunț le puteți trimite pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com sau la numărul de telefon 0766800644. Vino acum la biroul de turism pentru cele mai mari reduceri la pachetele de vacanță. Stațiunile de pe litoralul românesc, cele din Bulgaria, Grecia sau Turcia, te așteaptă cu cele mai mici tarife, cu facilități și gratuități pentru familiile cu copii. Biroul de turism, specialiști în vacanțe și bilete de avion. Gata masa! Nu, încă te sun eu când e gata! Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părțiale. Cosa Rom. Savurează diferența. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Anunțuri prin SMS la BIT TV.
Trimite un SMS la numărul 1330 pentru o zi de difuzare, preț 3 euro, număr valabil în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Trimite un SMS la 7550 pentru 7 zile de difuzare, preț 12 euro, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone. Mesajul trimis spre difuzare trebuie să conțină neapărat cuvântul BIT urmat de textul anunțului. Mesajul nu trebuie să depășească 160 de caractere, altfel va fi taxat suplimentar. El va fi difuzat pe videotextul BIT TV în maxim 24 de ore de la recepționare pe rețelele din Pașcani, Târgu Frumos, Cârlău, Iași pe RDS și în comunele din împrejurim până la granițele cu județele Suceava și Neamț, precum și pe ziarul orizont.info. Program videotext zilnic între orele 10 și 10, 18 și 22:09. Informațiile suplimentare privind difuzarea anunțului, fotografii, sugestii sau text suplimentar pentru anunț le puteți trimite pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com sau la numărul de telefon 0766800644. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de această dată este domnul profesor Dumitru Cojocaru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnia sa, de la începutul anului, dacă mi-aduc bine aminte, a început să publice o serie de articole, de editoriale, articole de opinie, având ca temă asanarea morală a societății și invită domnia sa, invită pe cetățeni, pe toți cei care au ceva de spus sau cei care vor să se implice, să participe la această dezbatere, subiect care vrem să-l discutăm și noi în această seară. Domnule profesor, care este sensul acestor articole pe care dumneavoastră le publicați? Care este sensul acestei invitații care ați făcut-o prin intermediul ziarului Orizontul la dialog, la implicare? Da. Am fost, cât am fost în activitate, eu am fost în învățământ, motiv pentru care m-am ocupat de problemele nu numai de instrucție și de educație. Acest lucru consider că este absolut necesar și cred eu că este o mare lacună a învățământului din momentul de față, că educația este cam, să spun așa, poate abandonată, poate lăsată pe planul al doilea, chiar dacă se cheamă Ministerul Educației, și atunci am considerat că acest lucru este necesar nu numai pentru școală, ci în general pentru societate, în vederea asanării morale a societății. Pentru că toate situațiile neplăcute care apar și care le vedem, semnalate foarte frecvent de mass media sau în alte împrejurări, pun în evidență faptul că anumite persoane, nu pot eu să le categorisesc de sus, de jos, de asta, iau și nu pun accent pe moralitate, motiv pentru care avem de pătimit cu toți. De aceea am făcut această invitație. Este neplăcut că la această invitație nu se implică mai mulți să-și dea un punct de vedere, să ia o atitudine, pentru că am spus de atâtea ori că dacă nu poți schimba nimic, cel puțin să-ți schimbi atitudinea față de situația existentă. Nu există om care să nu aibă niște puncte de vedere în ceea ce privește mersul lucrurilor, cum ar dori, cum s-ar cuveni, cum astea. Ori acestea puse în spațiu public ar putea antrena și ar putea constitui o competiție pentru a lansa și alte idei, dar mă refer la asanarea morală, nu asasinarea morală, cum recurg unii în comentarii. Bun, de ce dumneavoastră? Ce interes aveți? Este o, cum să spun, dacă se poate spune, o datorie morală.
de a mă implica, așa mi-a fost felul să-mi expun punctul de vedere, motiv pentru care nu mi-ascund deloc trecutul. În perioada cât am, mai ales după 90, am căutat să iau atitudine asupra lucrurilor cu care am intrat în contact și am aderat și la anumite partide unde am considerat că pot să-mi expun punctul de vedere. Atunci când am văzut că acolo unde mă aflu n-am putut să mă exprim, am încercat să caut alt drum și de asta am trecut prin aceste două partide pione. Dar până la urmă am văzut că nici această ultimă alegere n-a fost cea mai potrivită și am considerat că pot să-mi expun punctul de vedere aici. Unii mi-ați acceptat să îmi public părerile și să invit și pe alții să își spună. Ca o ultimă șansă. Nu știu dacă e ultima șansă. Eu pot să spun una din ele. Totdeauna ultima e cea de la urmă, dar încă nu sunt între cel care consider că am ajuns la capăt. Demersul dumneavoastră izvorăște din anumite nemulțumiri acumulate de-a lungul timpului sau constatate acum, în ultima perioadă? Da, cu siguranță. Totdeauna, ca un cetățean al urbii ăștia, totdeauna mi-am pus problema ce soluții aș întrevedea la anumite probleme care apar. Toată lumea are probleme, peste tot există probleme, dar eu am considerat că nu este suficient să constați. Și am dat eu exemplu și femeia de la bloc, de la mine, totdeauna constată, aici nu-i curat, aici nu-i bine, dar de cel mai mult ce se așteaptă este ca să se ofere soluții la fiecare din aceste probleme. Soluții care ar fi credibile, nu așa că dacă ar exista bani și s-ar da cu găleata și dacă toată lumea ar fi dreaptă și sfântă și nu știu și ăștia sunt, am spus, astea sunt datele problemei. La aceste date ale problemei trebuie să vezi sau să-ți spui un punct de vedere asupra soluțiilor pe care le întrevezi în fiecare. Bun, și dacă soluțiile dumneavoastră nu sunt îmbrățișate de cei care iau decizii? Cum să spun, asta este problema lor. Eu îmi fac datoria, cel puțin așa, față de mine. Nu am puterea și asta să tac în eu-l meu că, uite, am văzut, înghit și merg mai departe și găsesc un loc, o modalitate de a mă exprima. Am expune părerea. Că nu sunt și alții adepți acestea, asta e altceva. Bun, mai aveți speranța unei schimbări importante, esențiale în Pașcani? Iată, după aproape un an de zile de când s-a schimbat administrația locală, conducerea ei? Da, eu am mai spus și cu alte ocazii, eu am fost și rămân un optimist încăpățânat. Niciodată n-am zis că nu se poate sau nu. Am așteptat, dacă nu legislația asta, poate următoarea, dacă nu cu aceștia aleși, poate cu următoare. Aceștia se vor forma în timp, când totuși vor înțelege că totuși trebuie să... Tot păcatul societății noastre în general este problema selectării cadrelor. Selectării cadrelor în orice, cum să spun, sistem de alegeri. Chiar și prin vot, da? Da, bineînțeles. Bun, și noi pășcărenii am selectat, am ales bine? Vedeți cum s-a întâmplat ca la fiecare schimbare de legislatură. Totdeauna am înțeles că am contorizat, să spunem, greșelile trecutului și am considerat că ceea ce urmează va fi altcumva decât ceea ce a fost. Iar din punctul ăsta de vedere, n-aș vrea să credeți că cu această administrație, să spun așa,
am stat deoparte, nu am reacționat numai cu cealaltă aveam eu și aveam. Nu. Și la asta, și dacă vreți să vă spun aici, și cu domnul primar, personal am stat de vorbă și am spus, domnul primar, eu cred așa. Și, cum se spune, cum e obiceiul la fiecare. Da. Dumnezeu știi că ai dreptate și... Așa am rămas ca fiecare... Rămasă cu vorbele da. Și problemele da, de rezolvat. Da. Și v-am spus eu, câteva din problemele astea, și eu le-am și ierarhizat. Dom'le, ce mă roade pe mine problema cu asociația de proprietari. Lasă-mă că știu de acum că gata. Am vorbit, celălalt primar a zis, dom'le, eu dacă ajung primar, eu întotdeauna asta e despre și asta. După aia, celălalt a zis, dom'le, gata, a luat viceprimar. Dom'le, eu vă spun eu cum aș, într-o lună de zile, după părerea mea, dacă lasă-mă, dom'le, că știu eu, să vezi cum o să fac. Și cum face, nu știu, dar cum mi-a spus, sigur nu face nimic. Sigur nu faci. Și credeți că dacă vor fi mai multe persoane care vor avea opinie, se va schimba ceva? Se poate schimba ceva? Eu cred că poate să influențeze. Eu când spun cu aceste asociații de proprietari, eu am mai discutat și cu asta și pot să vorbesc cu ori în șir cu asta, pentru că am trăit, trăiesc și am avut din cauza acestor asociații de proprietari, am avut de-a face și cu diversi oameni care, cum să spun, ei sunt un fel de... om care nu-l interesează nimic, el are numai drepturi, dar obligații niciun fel. Am de-a face și cu autorități, inclusiv cu justiția, care și despre justiție voi spune într-un articol viitor acolo despre justiție, care am și eu ca foarte mulți din cei care au urcat treptele tribunalului sau care văd la televizor ofurile mele cu justiția. Voi scrie și despre asta, chiar cu riscul de a... Am înțeles. Dar nu știu dacă ați avut ocazia să urmăriți cât ați stat în așteptare. Iată, sunt aleși locali care nu le pasă. Au ajuns la masa puterii și nu le pasă de ceea ce se întâmplă, nu vor să se implice, nu vor să aibă opinie. Domnul Cătălin, uitați-vă ce se întâmplă. Ăsta e durerea așa mai mare, că tocmai cei aleși, care ei ar putea să ia o altă atitudine față de mine, un muritor care, cum se spune, n-am niciun fel de putere decât doar atât să îmi expun un punct de vedere. Dar ei acolo pot să aibă o opinie și să decidă într-un consiliu local. Acum, eu știu că mi se va replica, dar și dumneata ai făcut în consiliul local. Da, domnule, depinde și cu cine te trebuie să coabitezi. Că dacă totuși ai un sistem dictatorial, este greu ca să poți să dai curs unor decizii sau unor puncte de vedere. Asta. Deci, practic, durerea mare este atitudinea oamenilor. Se spune că greșeala mare nu e rău care îl faci, nu atât față de oameni, pe cât faptul că nu iai atitudine față de problemele care există. Bun, intervențiile dumneavoastră au stârnit reacții diverse, comentarii. Unii v-au criticat și chiar au făcut apel la trecut. Alții sunt în asentimentul dumneavoastră. Ce le spuneți celor care vă critică și celor care vi se alătură în idei? Cei care mi se alătură îmi dau un impuls și îi consider ca fiind oameni de dialog. Ceilalți care mă critică, eu îi ignor. Se spune că pentru oamenii care nu au un IQ din ăsta care să fie luat în considerare, și zeii s-au luptat cu prostia și n-au reușit ca să o învingă. Dar mi-te eu un muritor, eu cu ăștia am spus acolo. Îi ignor și eu îi invit pe ăștia să dialoghez între ei, pentru că au foarte multe lucruri, aș spune ei, pentru că au același grad de inteligență și cu siguranță își vor da dreptate unul la altul. Și dacă ei, dintre toți care sunt din toată ierarhia asta, mă acuză pe mine că sunt cel mai corupt sau unul din cei corupți și că am avere, și le-am spus eu și avere, am acolo o pisică, care dacă vor le arăt pisică. Dar nu, cu ăștia n-am ce să discut. Adică
fac parte dintre oameni care nici într-un caz nu replic la niște oameni. Dar credeți că o fac din răutate sau determinat, voit? Nu, nu. Poate mai au și impulsionat sau stimulat sau sponsorizat sau asta, dar eu îi compătimesc, atâta e puterea lor de judecată, gradul lor de cultură. Nu le cer nimic, spuneți, celor care sunt contaminați de mass media de făimătoare printr-un limbaj de mahala. Cum adică mass media de făimătoare? Dumneavoastră știți foarte bine și am spus cu, de exemplu, dau un exemplu, justiția, cea care a intrat în cum să spun, foșală, cum se spune, ai antenei 3 și i-au tocat acolo, tocmai pe cei mai competenți oameni din CSM și pe final o autoritate a statului cu presa care este CNA-ul, asta CNA-ul, da, i-a penalizat pe... Da, dar cu ce le-a ajutat asta? Pentru că a antrenat această defăimare sau stigmatizare a unor oameni, a antrenat și masa de oameni acolo și masa de judecători. De la ăștia nu te așteptai la așa ceva. Sau mi-amintesc tot un caz din ăsta când tot la Antena 3 a apărut că ministrul Funeriu n-are nici bacaloriatul. Și când a început să intre pe fișul, zice, nu, domnule, n-am spus eu, a spus altul și ceilalți acolo și ce. Și când am mai discutat cu unii, domnule, dumneata, dacă ești împotriva, da, domnule, un ministru care n-are bacaloriat, și nu a spus lucrul ăsta? Păi, domnule, a spus la televizor, bun, dar a adus argumente, precum că a fost primul și la doctor așa, așa. Eu și o să mai spună. Prin urmare, și-a fixat ideea. Acum, și n-aș vrea să credeți vorbiți că... Vorbiți de manipulare. Da, bineînțeles. Bun, dar trăim într-o țară liberă unde opinia este liberă. Și până la urmă, acest spectacol este consumat. Lumea se uită la televizor, dorește un astfel de spectacol, îl caută. Domnul Cădălin, eu nu spun nimănui unde să se uite. Eu totdeauna consider că fiecare se uită acolo unde crede, unde vrea și unde selectează el acolo. Dar ceea ce este recomandat de mine, să aibă capacitatea să selecteze din multitudinea știrilor existente pe cele care cu adevărat sunt sau benefice, sau de luat în considerare, sau reale, sau asta ceea ce doresc acolo. Da, în intervențiile pe care le-ați avut, faceți apel la memoria istoriei, să ne reîntoarcem și chiar veniți cu anumite exemple la anumiți politicieni, conducători care au făcut cinste, mai mult sau mai puțin, României. Cât de mult credeți că, înțeleg în special tinerii, ceea ce s-a întâmplat, exemplele pe care dumneavoastră le dați, și cât de mult credeți că este posibil să reluăm o parte din modul de a aborda lucrurile, de a așeza lucrurile în societatea românească, așa cum o făceau înainte politicienii. Pentru că este o diferență mare între în modul cum se făcea politică înainte și cum se face acum. Modul cum se negocia înainte sau se dialoga în Parlament, de exemplu, înainte, sau raportul de forțe între președinție și Parlament, cum este acum și cum era înainte între Parlament și rege. Da, din punctul ăsta de vedere, știți dumneavoastră că noi trebuie să recurgem la istorie, dar cine nu înțelege ce ne oferă istoria, nu poate beneficia de realizările care pot fi puse în evidență de istorie. Eu am pornit în ceea ce privește revocarea acestora cu Cuza, Carol I și Ferdinand, trei din personalitățile care cred eu că pot fi luate ca fiind un fel de etalon de coabitare în perioada respectivă, și apelul la această coabitare l-am făcut și cred eu că este valabil oricând și pe orice trepte. Eu nu spun numai coabitarea
din cadrul, eu știu eu, între cele două palate, chiar și pe plan local, între primar și Consiliul Local, între, eu știu, președintele Consiliului Județean și consilierii de acolo, pentru că este de așteptat ca numai prin această coabitare se poate să găsească o soluție destul de eficientă la problemele care apar cu siguranță peste tot acolo. Și eu am dat exemple de aceste trei personalități pentru că în decursul istoriei cât au domnit sau cât a fost rege, au fost suișuri și coborâșuri, dar oricum dominanta a fost de suișuri în sensul că finalul au dat niște, au mai ales când era vorba de interesul național. Sigur că da. Observați, acum trăim alte vremuri. Nu știm să mai renunțăm, nu știm să dialogăm, să găsim o soluție comună în interes național. Ne părăm unii pe alții, arătăm ce este mai rău, scoatem la suprafață ce este mai rău și arătăm statelor europene și observați și dumneavoastră care sunt consecințele. Dar să știți că acest arătăm nu este arătat de Ionescu sau Popescu de la noi, pentru că aceste state europene în momentul de față sunt destul de inteligente ca să înțeleagă prin diplomații sau e adevărat, care înțeleg, dar da, când da, vin chiar din România da, acuzațiile și exemplele. Cătălin, eu am fost înainte de 80 și am fost peste hotare și știu și eu că atunci, înainte de 80, am făcut și armata 2 ani de zile la acolo și trebuia secretul militar să nu cumva să spui seria la armă că nu știu ce și când am fost dincolo, am găsit, printre alte, o revistă unde era dată și efectivul militar existent, câte sunt sub arme, câți securiști, câți polițiști, cât, adică și ce dotare, cât armamentul ăsta. Adică eu și n-aveam voie să spun aici cu sugul ăsta că ne aude dușmanul. Aia știau tot, de unde știau? De la mine sigur nu. Și așa mai. Așa și acum. Așa credeai că dacă n-ar spune X sau Y acolo la Bruxelles, ba, noi am face cum. Domnilor, ceea ce eu acuz cel mai tare și am spus, este faptul atacul la justiție. Dacă justiția n-are putere, este falsă. Dacă puterea este fără justiție, este dictatură. Ori din punctul ăsta de vedere, ați văzut atacurile mass media sau eu știu acui de acolo la toate instituțiile statului, cele care asigură pilonul de rezistență, asta atacul, au trecut acum CSM-ul ăsta l-a desfințat acum, a pus mâna pe el, de acum suntem liberi și cum se spune, facem ce vrem noi. Urmează încă 2-3 instituții de asta, după aceea facem noi și știm că noi suntem... Bun, înțeleg unde bateți, dar ce s-a întâmplat până acum a fost bine? Derapaje foarte mari, ați observat și dumneavoastră, în justiție, în CSM. Această coabitare între președinție și instituțiile de forță ale statului, intervenția președintelui în justiție, nici aici nu este corect. Cădălin, eu nu știu exact cât intervine și noi. Eu atâta zic, eu o judic și eu din punctul meu de vedere. Eu n-am nici antene, n-am nici surse, n-am nici... Eu atât ce văd din mass media, ce mai citesc din asta, domne, eu consider, eu știu că sunt acuzat, că da, asta orice părere ai lua acolo, stai puțin, nu mai scoate nici o vorbă că tu ești cu ăsta sau cu celălalt. Eu cred că acest președinte, bun nebun cum este el, se zbate să păstreze independența justiției. Umblă prin ea, dacă n-a dat niciun exemplu, niciunul care să spună, domnule, pe mine m-a sunat și a spus ai grijă de Ionescu sau de Popescu. Niciunul. Da. Din multitudine așa. Iar cât privește cu
selectarea cadrelor în vârful ierarhiei asta, hai să fim serioși, dacă ați văzut pe la televizor și asta, am spus, dacă ăștia vor fi în vârful piramidei, se întâmplă una din două. Sau justiția are ștacheta așa mai de sus, acești reprezentanți și ceilalți sunt mai slabi, cei ce eu nu cred, sau modul de selectare este defectuos. Să iei să promovezi unul care n-a făcut nimic înainte, deci ăstuia nu îi se poate imputa un singur lucru, n-a făcut nimica. Și pentru asta îl promovezi într-un lucru unde... Am înțeles. Bun, dar ați observat și dumneavoastră, o țară întreagă de judecători au votat pentru schimbări radicale. Deci ceva se întâmplă în sistem. Da, eu am spus acolo, din moment ce ăștia au... Deci n-am văzut o țară întreagă de judecători să sară în sus atunci când un judecător la Curtea Constituțională l-a prins cu șoara vopsită. N-am văzut o țară întreagă de judecători să prindă când unul din judecători l-a făcut de râs, era beat la volan sau nu știu cum, sau câte și mai câte, n-am văzut ăștia. Dar când ăștia și-a spus un punct de vedere, o țară întreagă de judecători, înseamnă că toți sunt corupți. Bun. Domnule, nu apăr decât cineva care e ca mine. Eu pe ăla apăr. Am înțeles. Ați spus la un moment dat că reforma înseamnă renunțarea la privilegii. Desfășurarea activității cu responsabilitatea funcției și așa mai departe. Bun. O invitație extrem de curajoasă. Cine credeți că este dispus, mai ales acum, să renunțe la privilegii? Ați văzut. Și când am dat exemple din istorie, cine s-a opus la privilegii? Tot privilegiații. Ei s-au opus ca să fie desființate aceste privilegii. Și astea au dus fie la sabotare, fie la debarcare, nu știu cum. Iar în momentul de față, eu nu mă aștept deloc ca să renunță atâta timp la privilegii aceștia, decât aștept la opinia publică. Opinie. Cum spunea și... Tănase, știți cum se spune, vin ai noștri, pleacă ai noștri, școală. În felul ăsta nu putem vorbi de o reformă reală, ci pur și simplu una discutată, comentată. Pentru că, în fapt, privilegiații nu vor renunța la privilegii. Da. Eu la reforma, la sanarea morală a societății, eu mă refer la electorat. Cu ăsta se lua să înțeleagă. Că eu am văzut și să știți că am mai discutat și eu. Dom'le, uite, vezi dumneata așa, 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 așa. Dom'le, uite și poți să-mi vorbești că eu tot cu USL-ul o vot. Bine, dom'le, foarte bine. Am înțeles. Bun. Mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Îi invit pe Pășcăneni să intre pe ziarul Orizontul și să citească intervenția domnului profesor și să comenteze acolo punctele lor de vedere, punctele dumneavoastră de vedere, să vi le prezentați acolo, să intrați în dialog cu autorul articolului și cine știe, poate din acest dialog vor ieși până la urmă idei bune, idei care pot fi transmise, cred, inclusiv administrației locale, pentru a începe măcar, acum dacă să nu reflecteze. Este prea târziu, o reformă adevărată în administrația locală sau măcar să reflecteze așa cum spuneți dumneavoastră. Eu voi reveni în scurt timp și cu un articol cu un punct de vedere despre justiție. Cum e justiția la noi? Așa cum am simțit-o și eu că întâmplarea mi-a fost dat să ajung și eu pe treptele tribunalului, mă rog, din situații ca de obicei nu chiar plăcute, și despre învățământ, iară voi spune. Poate vor fi și altele, dar despre astea. Adică sectoare care, de care nu sunt străini, care sunt lovit, și poate mai târziu și despre servicii, voi spune că și astea. Domnule profesor, nu vreau să închei emisiunea fără să vă întreb. Ce părere aveți despre activitatea la Casa de Cultură și cum vedeți dumneavoastră, nu știu, intrarea în normalitate din acest punct de vedere. De exemplu, dumneavoastră, ce v-ați dori să urmăriți, să vedeți la Casa de Cultură? Domnul Cătăne, uitați-vă ce se întâmplă. Însăși denumirea Casa de Cultură trebuie să fie o casă de cultură. Ori cultura nu se poate face decât încercând
să găsești formele prin care poți să determini oamenii să vină la casa de cultură și așa mai departe. Eu știu că nu cu această părere care o dau eu, dar și alte păreri care le-am dat, dacă sunt printre cei care se uită la ele, de obicei nu se uită că ei le știu pe toate, dacă cei care încearcă ceva, ei încearcă până dau de un obstacol. Și zic, domne, să știi că și ai spus dumneata, se poate, dar e bun, dar nu se poate din cauza că el activează doar până când dă de un obstacol. Și cel mai bun obstacol care dă este să dea vina pe mulțime. Bă, oamenii îs, așa cum ați menționat, nu sunt dornici de cultură, nu se răbim. Poate cuvinte, dacă ar fi un spectacol de teatru, o filarmonică, ați venit la spectacol? Domnul Cătălin, eu am și spus acolo, dacă ar fi citit cineva, cum ar trebui de făcut. Domnule, această casă de cultură, după părerea mea, așa cum ați spus, trebuie să facă mediatizarea, și am spus, domnule, fă un afiș din ăsta, cum am văzut la Iași, dacă ați observat, sunt niște cilindri sau niște hexagoane, unde omul să știe, bă, cine mai oferă casa asta? Adică, nu se uite pe toți pereți să-ți vadă sau să ducă acolo să vadă că nu s-au afișat încă acolo. Acolo tot timpul se vadă. Deci e vorba de mediatizare. Al doilea rând, domne, masa de pensionari, ăștia care stau prin asta, nu știu cum, domne, ei se poate fi stimulat să facă un abonament, domne, dar un abonament tentant, în primul rând să aibă oameni acolo și să spună, domne, pentru acest abonament noi aducem, cum se spune, venim cu niște piese care tentează, bun, apoi se poate să aducă și spectacole din astea, cum se întâmplă și la sportul ăsta, domne. Sunt cluburi de astea, Dinamo sau Cutare, ei fotbalul ține și pe celelalte cu un notul care nu prea îți duce lumea și, eu știu, alte sporturi, scrima unde nu are spectatori și astea, adică acele spectacole puternice pot să subvenționeze și altele. Asta e un aspect. Și apoi, domnule, adă pentru masa de elevi, de obicei, piese de teatru cerute de materia lor, de care sunt, de-a lor Caragiale, educative. De-a lor, sigur că da, și educative. Și asta, domnule, apoi, domnule, să iei să stimulezi și aceste societăți comerciale care sunt, băi, oameni buni, cât să ai tu în societate? Am 70 din, băi, te abonezi și tu la 5 bilete acolo, băi, 5 bilete am de la tine, băi, și ai să iei cu regulare. Da, dar pentru asta este nevoie de muncă și pricepere, de un management. Doamne, eu am spus, ori la cultură, dumneavoastră, trebuie să știți că nu se duce lumea cum se duce, eu știu, la cancamuri din astea. El se duce. Am înțeles. Da. Bun, mulțumesc pentru participare. Am primit pe parcursul emisiunii, cred că 30-40 mesaje în legătură cu cinematograful. Toți spun, vrem cinematograf. Sim. Iată o opinie total diferită față de cea a consilierului local. Nu mai dați citate de oameni și care n-au... Cred că până la urmă pășcănenii doresc activități culturale, doresc să fie redeschis cinematograful, nu așa cum susțin aleșii locali, că este un oraș de inculți, e un oraș de oameni care nu doresc să participe la niciun fel de activitate culturală, ci să stea undeva pe internet sau pe calculator. Punem punct aici aceste emisiuni, urmează știrile Infobit, o seară frumoasă în continuare. Da.